Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu, 17:20 Luca. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Medicii recomandă odihna. Administratorii oferă timp de odihnă. Se cheamă concediu de odihnă. Hotelierii oferă condiții de odihnă. Niciunul din aceștia nu oferă odihnă. Nimeni. Singurul care oferă odihnă e Domnul Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Și o odihnă trupească din Psalmul 16, versul 9, chiar trupul mi se va odihni în liniște, și odihna sufletească de care s-a citit aici, Matei 11, 28 și 29. Și când vorbim de odihnă, nu vorbim de odihna finală, din Apocalipsa 14 cu 13. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor, că faptele lor îi urmează. Noi avem nevoie de odihnă azi, aici. Amin. Și acela care ne oferă odihnă e Domnul Iisus. Amin. Nu contează pregătirea, nu contează vârsta, nu contează starea de sănătate, nu contează cazierul. Toți care vin la Domnul Iisus găsesc odihnă. Amin. Și se spunea mai înainte că Matei 18:20 spune că El e aici. Când se adună 2-3 în numele Lui, El e prezent aici. Credem că Domnul Iisus este aici și dorim ca să ne dea odihnă. M-a surprins prin slujba de binecuvântare, aici am aflat. Și vreau să vă spun că Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, că noi avem un om de afară și un om dinăuntru. Eu când am predicat de binecuvântare, am spus, Doamne, dă-ne binecuvântări și pentru trupul acesta, binecuvântări pământești, dar și pentru omul duhovnicesc. Binecuvântările pământești, Geneza 39 cu 5, casa lui Potifar, îi pâinea aceea de toate zilele, să le dea Domnul și la copiii ăștia. Amin. Binecuvântare pământească, Exod 23 cu 25, sănătatea. El va îndepărta boala din mijlocul vostru. Să-i facă Domnul sănătoși. Amin. Binecuvântare pământească, 1 Samuel, capitolul 7, 29. Doamne, și acum binecuvintează casa robului Tău. Aici se referă la familie. Să binecuvinteze Domnul aceste două familii. Amin. În Efeseni 1 cu 3 spune că în El Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. În locurile cerești în Hristos Iisus. Care sunt acestea? Versetul 4. În El voi ați fost aleși înainte de temerea lumii ca să fiți asemenea Fiului Slaviei Săi. Chemarea la pocăință este o binecuvântare duhovnicească. Aleluia. Versetul 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Iertarea care ne-o dat-o și ne-o dă Domnul e o binecuvântare duhovnicească. Versetul 13. Sigiliul Duhului Sfânt. El ne-o pecetluit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Acum, nu știu cât va mai dura vremea și timpul, dar mă rog încă o dată, pentru acești doi băieței, Domnul să le dea și binecuvântări pământești și dacă va trece vremea, să aibă numele scris în cartea vieții și să aibă binecuvântări duhovnicești. Amin. Este o bucurie încă să naște un copil pe lume. Dar după ce copilul se naște, trebuie să crească. Că am văzut copii, biologic vorbind, care s-au născut, au rămas mici, piperniciți și nu-i mare bucurie pentru cei din jur. Vorbind în sens spiritual, despre Domnul Iisus spune în Luca 2 cu 52 că El creștea în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Acum, în mod spiritual, noi ne-am născut din nou. Asta am intrat în marea familie a Domnului Iisus. 1 Ioan 3 cu 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Slăviți să fie Domnul. Am intrat în familia asta. Dar dacă am intrat în familia asta, trebuie de acum să creștem.
Că Pavel îi ceartă pe cei din Corint și spune că, măi, voi tot firesc sunteți, sunteți prunci, nu v-am putut hrăni cu hrană tare, v-am dat lapte, pentru că toți lumești sunteți. A vrea seara asta, în omul din lăuntru să creștem, fraților. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Scrie în Tesaloniceni 3:12, căci creșteți tot mai mult în dragostea unii față de alții, cum să și faceți? Să dea Dumnezeu să creștem în dragoste. Aleluia. Asta înseamnă binecuvântare duhovnicească și o creștere normală. Dar nu vorbim despre dragoste. Scrie în 2 Corinteni 10:15, dacă credința voastră crește, crește și câmpul nostru de lucru. Adică Domnul să ne facă să creștem în credință. Amin. Este o credință mântuitoare, Fapte 16:30. Ce să fac să fiu mântuit? Cred în Domnul Iisus. Este o credință vindecătoare, din Iacob 5:15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui. Și Domnul va însănătoși. Să facă Domnul de credința asta. Aleluia. 1 Corinteni 12:8-9. De pildă, unuia fraților îi da prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința prin același Duh. Ăsta e dar de credință. Să-l lasă Domnul și aici. Există în 2 Petru 3:18, dar voi creșteți în harul și cunoașterea Domnului Iisus. Măi, ai luat botezul de 10 ani de zile și nu știi aproape nimica din Scriptură? Că noi îl cunoaștem pe Domnul, Coloseni 3:10, v-ați înnoit cu omul cel nou, după care se înnoiește, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință. Cum îl cunoaștem noi pe Domnul? Din Sfânta Scriptură. Aici avem Biblia. Cum ne raportăm noi la Sfânta Scriptură? Ioan 5:39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Nu vă pun să ridicați mâna, să citiți azi din Scriptură? Aici îl găsim pe Domnul. Este o cunoaștere prin Duhul, Marcu 2:8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul că aveau astfel de gânduri. Este o cunoaștere prin experiență. Spuneam că după înviere au plecat 6 ucenici la pescuit. Dimineața pe țărm, un tinerel, spune Ioan, sta pe țărm și zicea, copilași, aveți ceva de mâncare? Toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Și spune, aruncați mreaja în partea dreaptă, o aruncă, nu mai pot trage din mulțimea peștilor. Știi ce spune Ioan? Lui Petru, se pune la ureche, este Domnul. Aleluia. Dar ce s-au apropiat mai tare de țărm? Au pus binoclul la ochi? Nu. L-au cunoscut pe experiență, că el în Luca 5 o mai trăit odată minunea asta. Și a spus, mă, la care face ca atât pești să vie în năvod, este numai Domnul Iisus. Aleluia. Acum noi creștem în dragoste, creștem în credință și creștem în cunoașterea Domnului. Putem spune amin? Amin? Dumnezeu să ne ajute. Asta înseamnă un om duhovnicesc. Am citit câteva versete. Au venit fariseii la Domnul Iisus. Și a spus învățătorule, când va veni împărăția ta? Iisus le-a răspuns, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirea. Nu se spune, uite aici, uite acolo. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu nu e o noțiune abstractă. O entitate aflată undeva la un ungher de univers, la care noi nu putem ajunge, nu putem pricepe. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru nostru. Adică împărăția lui Dumnezeu este în inima mea. Doamne ajută să fie. Împărăția lui Dumnezeu, și aici mă voi opri, este în casa mea, în familia mea. Și împărăția lui Dumnezeu e la Elim, la Bruxia. Amin? Doamne, fă să fie împărăția ta aici. Eu aș vrea să iau expresia aceasta, împărăția lui Dumnezeu, și să o aplic la viața de familie. Pentru că au fost binecuvântări de copii, nu știam că sunt. Împărăția lui Dumnezeu aplicată în familia mea. Eu trăiesc ca în împărăția lui Dumnezeu. Cum e acolo? Și spune Roman, cum e acolo? 14:17. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Este neprihănire, pace și slăvit să fie Domnul. Nu, astea trei caracteristici sunt la tine în casă? Neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Asta e împărăția.
Facem o autoevaluare. Eu când eram la școală, că am terminat de mult școală, prea mult nici n-am făcut, dar îmi dădeam câte o teză, câte un extemporal, și venea profesorul și îmi punea ce note voia el. Acum e un alt sistem. Copiii dau lucrare, li se dă un barem, uite răspunsul, și fiecare copil să-și pună el notă. Când a venit acasă copiii, a spus la un băiat, pune-ți 10, nu fi de gând, pune 10 acolo. Că nu, că dacă pun 10, îl corectează profesorul și nu-i conform cu realitatea, mai scade 2 puncte. Acum luăm unitatea asta de măsură, luăm caracteristica aceasta, împărăției lui Dumnezeu. Este în casa ta neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu am putea noi trata toate astea, aș vrea numai să mă opresc la neprihănire, că nu vorbesc foarte mult. Să mă opresc doar la neprihănire. Biblia arată de noi, om neprihănit, Lot, om neprihănit, Iov, om fără prihană, Zaharia și Elisabeta, spune, amândoi erau neprihăniți și se rugau totdeauna lui Dumnezeu. Iar eu am vrut să testez neprihănirea în casa mea, în familia mea. Am vrut eu să văd cât e neprihănită familia mea. Și primul test l-am pus din Psalmul 31, versetul 30. Gura celui neprihănit vorbește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Deci, prima evaluare a neprihănirii noastre e în domeniul comunicării. Știți cât vorbim noi acasă? Știți cât vorbim noi în familie? Mult! Eu sunt surorat de vreo 37 de ani, mult am vorbit. Și am observat că unele surori timide care nu prea vorbesc în public, spui că așa e de timidă, acasă vorbește și ea. Își dă drumul câteodată. Bun, acum ce vorbim noi acasă? Ce vorbim noi acasă? Că spune Scriptura că în ziua judecății, omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care o ieșit din gură. În Ieremia, capitolul 8, versetul 6, spune că eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum trebuie să vorbească. Dar cum ar trebui să vorbim? Cum ar trebui să vorbim? În 1 Corinteni 5, cu 13, spune de o categorie de femei, bine că nu sunt aici, care umblă din casă în casă, iscoditoare, și vorbesc lucruri care nu trebuie vorbite. Deci în casă ținem cont, vorbim cum trebuie vorbit. Oare cum trebuie să fie vorba noastră în casă? Câți decibeli? Da? Cum ne adresăm noi partenerului de viață? Când ești bucuros și când nu ești bucuros. Eu după 37 de ani de căsătorie nu mi-am bătut nevasta niciodată. Nici n-am împins-o, nici nu i-am spus niciodată decât pe nume, cum o cheamă pe ea. Mulțumesc că v-ați rugat pentru ea, este bolnavă, eu am vreo 3-4 ani de când n-am ieșit din țară și acum când fratele Dorin m-a chemat să merg la ordinarea unui bosâncean, i-am spus, Dorin, să vedem, îmi spune soția, măi, du-te, măi. Știam că voi v-ați rugat și vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Oricum Dumnezeu v-a ascultat că este mult mai bine decât a fost. După ce a trecut pe la Suceava, la spital, pe la Iași, la spital, pe la Cluj, după tratamente și... Acum e mai bine. Domnul să vă binecuvinteze. Și nu i-am spus decât pe nume. Așa cum o cheamă pe ea. Voi tot așa? Vă întreb, cât de neprihăniți ați fost voi, sunteți voi acasă? Odată mă cheamă o familie căsătoriți de vouă pluni. El i-a tras ei o palmă. O vine la mine și el vine la mine și îmi spune, mă duc acolo, băi frate dragul, dar crezi că eu degeaba i-am tras? Întreabă. Măi, eu l-am luat pe după cap și atunci avem o 30 de ani. Băi, tu crezi că nevastă mi-am 30 de ani, nu merita bătut niciodată? Dar n-am bătut. Păi tot așa, nu? Dar dacă e altfel, unde e neprihănirea? Că ușor, testăm neprihănirea la nivelul vorbelor. Vorbim în casă numai ce trebuie vorbit și vorbim cum trebuie vorbit. Eu am cunoscut un slujitor, un proroc cu dar de cunoștință, dacă aș face un clasament, l-aș pune pe locul întâi. Un om al lui Dumnezeu. Am stat 12 ore de vorbă cu el, față în față la masă,
Mă temeam să gândesc ceva. Cum să-mi firipa un gând? El îmi spunea, uite ce gândești tu în mintea ta, dar uite ce spune Duhul Sfânt. Când venea un gând, scutura mă din cap, nu mai gândesc. Omul ăsta nu a fost apreciat de alții și atunci el a început să adune la rugăciune acasă. Și veneau frate când era adunare, frate, dar nu mergem la adunare. Măi, oameni buni, doi sau trei, Hristos între noi. Din 8 copii, parcă, mai avea unul care venea la adunare. Și când l-a văzut el că pierde copiii, îi spunea, măi băieți, duceți-vă la adunare. Care adunare, tată? Ăștia a spus cu voz secret ca la căminul cultural, ăștia a spus de oameni, ăștia nu-s de oameni. La care adunare mă trimit? Am un prieten în America, are 80 de ani, prieten mult mai mare ca mine. Tatăl lui, unul din primii pocăiți din sat, un pionier în credință, a avut o nemulțumire și nu mai merge la adunare. Băiatul nu mai mergea nici el. Și într-o joi seară era un șur, cum se spune la noi în Bucovina, și îi spune, măi, Andrei, îmbracă-te și du-te la adunare. Și ăsta îi spune, da, tată, mă tali stai acasă și te mântuiești și pe mine mă trimiți acolo ca să mă pierd. O să stai un pic așa. S-a îmbrăcat și până în ziua când a murit, am fost la mormântare la bătrânul ăsta, n-a mai lipsit de la adunare. Ce vorbim noi acasă? Vorbim ce trebuie vorbit? Vorbim cum trebuie vorbit. Dumnezeu să ne ajute, amin? Acum, când testăm neprihănirea, luat din Psalmul 31, versetul ăsta 30, gura celui neprihănit. Atenție, frații mei, la ceea ce vorbim, la ton, la cum vorbim, și Dumnezeu să ne dea pricepere. Amin. Dar în același psalm, versetul 21, mai spune un lucru. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi. Dar cel neprihănit, dă. Eu am numit-o asta independență financiară. Dacă tot trebuie să dai înapoi ca să fii neprihănit, de ce ne îndatorăm așa de mult? Ni drag să plătim dobânzi? Acum în Belgia este un sistem. Este un sistem, treaba dumneavoastră, eu am îmbătrânit, am făcut casă, n-am o casă grozavă, mulțumesc Domnul, cred că în viața mea am împrumutat de două ori bani. Odată la o soră de-a mea, că trebuie la casă să dau niște bani și când am luat salariul, i-am dat înapoi, i-am spus, dar nu ți-am cerut. Nu, eu vreau să dorm liniștit. Și odată eram la serviciu, am împrumutat 100 de lei la un coleg, cum era 100 aceea, nu mare. Și am uitat, măi. Că nu era mult. Și după o lună i-am prieten cu el. Spune, băi, dar tu nu ai suta ce e înapoi. Păi și azi mi-e rușine. Băi, Doruță, băi, am uitat, băi, ia bani de aici. Voi aveți datorii? De unde și cum? Și mai este încă o problemă. Adunarea noastră a făcut două strângeri mari pentru două familii. De ce? Ca să cumpărăm un apartament în Iași. Pentru că soțul o girat apartamentul la un prieten, a luat un împrumut, el a dat faliment, a venit executorul și a scos-o pe mama cu copiii pe scări. Și frate, a sunat la noi, vă spun, a făcut o strângere mare, am cumpărat apartamentul. Ce a fost în inima la mama aceea care nu știa nimic? Cum s-a uitat bărbatul în ochii ei când spune, na, am pierdut apartamentul? De ce tăinuirea asta? De ce n-ar fi transparență? Dumnezeu să ne dea pocăință mai multă. Și dacă aveți datorii, atunci dați-le repede înapoi ca să fiți neprihăniți. Doamne ajută din asta. Mai scrie în pilde, parcă 10 cu 16, că cel rău întrebuințează câștigul pentru moarte, pentru păcat. Dar cel neprihănit întrebuințează câștigul pentru viață. Povesteam că eu am o soră mai mare decât mine, stăm în Suceava. Și s-a întâlnit la Kaufland cu o prietenă de-a ei care o sta mult vreme prin Italia și fata ei s-a măritat cu un italian. Dar ea spune, da ce gineri pocăit am, da ce râmnitori, da nu-s românii noștri cum el. Și cum stăteau la rând acolo să pună, ginul le-a scos din coș, când le pune pe bandă, vă 3-4 sticle de vin. Acum sora aceea vorbea cu sora mea și tot lua sticlele și le culca cu eticheta în jos. Tu ce mai faci, soră? Pe unde mai trăiești? Ăla italianul foarte indignat le lua și iar le punea că trebuia să ajungă la
Eu văd neprihănirea unui om dacă stau un pic la casa de marcat. Acum eu vă spun ceea ce cred eu. Că vine o mamă cu Pampers și cu Dero și cu câte perii, iar altul vine cu o plasmă de 2x2 și îți dă banii pe ea. Și întreba Isaia, pentru ce cântărești argintul tău pentru un lucru care nu hrănește? Ce facem noi cu salariul care l-am câștigat? Să câștig greu, la voi îți câștigă mai mult, eu am pensie de 10 ani, mulțumesc Domnul. Dar ce fac cu ea? Cum o administrez? Am o administrare înțeleaptă, asta înseamnă un om neprihănit. Câte lucruri avem în casă care nu te trebuiesc? Care le ținem acolo că poate ne-o trebui odată, luăm altele și eu cum recent am fost undeva la o adunare și un patron o zic, frate, dar mergem să facem cumpărături. Ce cumpărături? Să-ți cumpăr niște cămăși. Dar eu cămăși am. Dar eu am. Tot ce-mi spui tu, eu am acasă, dulapul mi-e plin. Eu tot am și încă am mai dat la alții. Numai să le pun pe umeraș, dar neprihănirea, dar pocăința, dar înțelepciunea noastră unde? Când dăm pe produsele cosmetice o avere, o avere, și altul n-are ce să mănânce. Când cheltuim banii pe, nu mai spun eu pe unde, la câte distracții și la câte lucrări neroditoare ale întunericului și unul nu are o bucată de pâine la copii. Unde e neprihănirea noastră? Dumnezeu să ne dea pocăință. Și mai scrie în Corinteni 8:2 că sărăcia lor, Lucie, a dat un bogat izbor de neprihănire. 2 Corinteni 9:9 scrie acolo, a dat, a împrăștiat. De aceea se va spune, neprihănirea lui rămâne. Eu n-am venit la Bruxelles după bani, stai liniștit, nu asta am lezut. Dar am auzit că aveți un departament de diaconie pus la punct. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cei care dăruiesc nu-și pierd răsplata. Scrie 1 Timotei 5:24, păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte, iar altora vin pe urmă, versetul 25. Tot așa este și cu faptele bune. Cele care nu sunt cunoscute nu pot rămâne ascunse. Un pahar de apă care l-ai dat în numele Domnului, o înghețată la niște copii orfani, o oală de sarmale făcută la o femeie paralizată, o curățenie care ai făcut-o când ai avut timp, astea nu se pierd. Într-o zi te vei întâlni cu toate. Am o istorie, am povestit-o recent, ea-i vechi, când trăia fratele Savu Iacoban de la Cașvana, îmi spunea că la Gura Solce o ars o casă, o rămas copiii mai mulți și o rămas o bucătărie. Din Cașvana, un gospodar, un bărbat tânăr, puternic, a pus calul la căruță, a pus un sac de făină, un sac de cartofi, zahăr, ulei, se duce în Gura Solce. Eu am fost și în Cașvana și în Gura Solce. Acolo sunt copii mulți. Ultima dată la Gura Solce am condus o mormântare la o mamă de 20 de copii. Vara cealaltă. Se intră fratele acolo, lasă calul în curte și duce la băieți, măi, unde-i tata? Nu-i acasă, unde-i mama? Părinții au plecat, nu? Și omul ăsta îi mângâie așa pe, băi băieți, vă ars casa, stați liniștiți. Dumnezeu e cu voi, frații vă o să vă fac o casă mai bună și mai frumoasă. Dar până atunci, până vă fac frații, hai să descărcăm astea cu voi, de astea aveți nevoie. Că spune Pavel în Timotei 3:14, în Tesaloniceni, trebuie... Tit 3:14, trebuie ca noștri să deprindă să fie cei din tâi în fapte bune și în nevoile gramnice. Domnul să ne ajute să le facem. Le-au pus acolo, trecut ani de zile, bărbatul ăsta puternic a îmbătrânit. Și în anii bătrâneții i-a ars casa până la temelie. Și îmi spunea fratele Savu Iacoban, a doua zi la poartă, a oprit o mașină. O coboră niște bărbați puternici, îmbrăcați bine. Dumitale, ești cu tare, cu tare. Știi că nu ars în Gura Solcii. Da, noi suntem băieții aceia. Noi trăim în America, stăm foarte bine financiar. Am venit în România să ajutăm familii sărace, am auzit din matale. Și spunea că unul cum îl mângâia pe cap pe bătrân și îi spunea, noi o să vă facem o casă mai bună ca a ta. Și spunea fratele Iacoban bătrânul, dacă aici pe pământ Dumnezeu știe să răsplătească, aleluia, în cer nu va răsplăti? Aleluia. A dat, a împrăștiat, neprihănirea lui va rămâne.
Că atunci când vorbim de fapte bune, Pavel permite o concurență. Trebuie ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune. Eu odată m-am uitat în adunare, am spus că fac un tabel cu cei care fac fapte bune. N-am știut pe ce loc să mă pun eu. N-am știut, eu oare pe unde sunt? Sunt în fruntea clasamentului, sunt mai pe la jumate, pe la coadă. Eram cu fratele Octavian, lasă-mă să spun. Într-o adunare din Ardeal, adunare mare, cu balustradă de marmură. Și Octavian îmi spune așa: frate, am avut la voi o lucrare aici. N-am avut niciodată. Un duh mare de zgârcenie este la voi. Cine-i cel mai zgârcit să se ridice în picioare? Și se ridic unul în picioare. Octavian, când a văzut, frate, am întrebat cine-i cel mai zgârcit. Și că da, frate, am înțeles, cred că eu sunt. Mai rămâi o leac la urmă. L-am întrebat, cum e să fii zgârcit? Frate, eu nu cred că am ajutat pe cineva. Când s-a pus problema unui ajutor, am spus și eu am familie, și eu am copii, și eu muncesc. Să se dea ei la lucru tot. Totdeauna am fost împotrivă. Eu, ca să întăresc lucrarea lui, zic, eu am avut o descoperire, dar din fire, nu din duh. Ați avut niște părinți gospodari, ați făcut o adunare foarte frumoasă, dar voi nu sunteți în stare să o dați cu bar. Pereți galbeni, coșcoviți, scaunele scârție, mocheta îi roasă tătă. Când vi se duce duhul de zgârcenie, să ne chemați. La o lună primesc telefon: frate dragul, vrei să vii cu fratele Octav? Băi, mai sunteți zgârciți? Vine și vezi. Când m-a dus la adunare ca o bijuterie. Asta înseamnă și o stare de... Voi aveți adunare frumoasă, Domnul vă binecuvinteze. Dar vă spun un lucru. Dumnezeu ne dă voie la o concurență. Cel mai frumos, cel mai bogat, cel mai... Cei din tâi, în fapt, e bine că pune la plural. Poți să fii locul întâi mai mult. Cei din tâi. Când vorbim de faptele bune, spune Pavel, că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, 2:10, zidiți ca să umblăm în faptele bune pe care El ne-a pregătit. Fraților, Dumnezeu ne pregătește fapte bune ca noi să umblăm în ele. Eu nu sportiv și nu le am nici cu schiurile, nu m-am dat niciodată în viața mea. Dar am auzit că la schi e un sport, se cheamă slalom uriaș. Se pun niște pare așa și schiorul trebuie să-i ocolească. Vi s-a întâmplat să treceți pe lângă faptele bune? Dumnezeu le-a pregătit pentru tine ca să te duci să ajuți. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și apoi mai scrie în 1 Timotei 6, 17, 18-19: îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu spună nădejdea niște bogății trecătoare, ci să facă bine, să fie bogat în fapte bune. Amin. Dumnezeu să ne ajute, fraților. Asta denotă și o stare de neprihănire. Bun, testăm neprihănirea, eu la mine în casă. Cum vorbesc? Independența financiară, cât depind de oameni, cât spune Pavel în Tesaloniceni 4, și să n-aveți nicio legătură, o trebuință de aceea afară. Cum încheltuiesc bruma de câștig pe care o am? Și asta contează. Dacă cât de darnic sunt, și asta contează, ce mai putem spune de neprihănire? Hai să mai spunem un lucru. Era un băiat, s-a îndrăgostit de o fată. Băiat neprihănit, fata curată. Și cum erau ei, așa observă băiatul că prietena lui e însărcinată. Scrie Matei 1:19, eu din Scriptură vorbesc. Dar Iosif era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine. Și-a pus din gând să o lasă pe ascuns. Atunci omit îngerul: Domnul, nu te teme, că ce este la Duhul Sfânt. Un om neprihănit nu face pe nimeni de rușine. Nu este ironic, nu-i bagiocoritor, mai ales în public, nu face pe nimeni de rușine. Chiar în cadrul familiei, nevasta nu are voie să facă de rușine pe bărbat. Amin. Eram la o nuntă și bărbatul îmi linde la lucru, a început să mănânce și ei spune: nu clămpăni așa, bă, că se uită lumea la tine. Ăla s-a nervat, na, mănâncă tu, nu știam cum să-i împăcăm. Zi? Eram la o nuntă, el a început să facă mișto. Iertați-mi expresia, că nu-i de-am bun. De la ea. Și ea s-a mâniat, că ai terminat de tăți de făcut mișto și am faci de mine să nu-i putem împăca. Băi, nu faceți educație, nici la copii, nu faceți educație în prezența musafirilor.
Nu vă faceți de rușine unul pe altul, nici în adunare. Cel care are intenția să facă pe unul de rușine, nu-i de la Duhul Sfânt. Un om neprihănit nu face de rușine pe nimeni. Doamne ajută-ne, dă-ne împreprihănire. În Matei capitolul 6, versul 1 spune: nu vă împliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Adică hai să fim transparenți. Tare suntem fățarnici câteodată. Când sunteți voi certați, că doar vi s-a întâmplat, nu? Și vine Dorin la voi, așa, trece pe la voi. Ce faceți? Vai, frate, bine ai venit. Eu m-am dus o dată într-o familie, el a ieșit la poartă, pace, frate, dragi, prieten eram. Pace, pace, ce faci? Unde la voi? Ia, vai, ce ne bucurăm că ai venit. Eu mă uit la dânsă și zic, băi, stați, vin după aceea. Nu erau căsătoriți de mult. Ia vorbiți un pic unul cu altul, aici, în fața mea. A, pe mine avut niște probleme și... Iva, amândoi vorbeau cu mine, dar nu vorbeau între dânsă. Ne-am învățat să fim fățarnici, dar asta nu-i neprihănire. Nu vă îndepliniți neprihănirea înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Și în post, și în rugăciune, și în dărnicie, și în multe. Și în dialogul care îl avem, și în traiul din familie. Domnul să ne ajute să fim neprihăniți, fraților. Amin. Și mai spun ceva, că în Psalmul 1, un vers acolo la urmă spune: ăia răi nu pot ține capul sus în ziua de căță, nici păcătoși în adunarea celor. Înseamnă că neprihăniți să vin și la adunare. Neprihăniți nu stau acasă. Noi, familia noastră, adunarea nu-i bună, ăștia nu-s buni, nu-s puși de Dumnezeu. Vii la adunare când și când, rar și rar, și nu-i bine asta. Neprihăniți să vin la adunare. Despre neprihănire e mult de vorbit. Că omul neprihănit trebuie să fie atent la câteva lucruri numai. Un pic trebuie să fie atent la imaginea lui. Că neprihănirea e o platoșă, îmblăcați cu platoșa neprihănire. Măi, când se uită un om la mine în Bruxia, eu pară neprihănit? Ce spuneți? Am la bun, poate, na, nici aici nu, la unii nu le par. Cum arăți tu? Noi suntem reprezentanți cerului aici pe pământ. O soră de la noi avea bărbatul plecat în Austria că nu se putea merge. Trebuia să-i trimită niște documente. Îi spune ei cineva: băi, este un tren direct București-Viena. Du-te la Arad, care o oprire, și pe peron de actele la cineva. Sora asta, vetuța, vecina ta, se duce la Arad, umblă la deal, la vale, se duce la unul și îi spune: nu vă spărați, sunteți credincios? El îi spune: da, dar de unde știi? Asta naivă, că se cunoaște. El era un prieten de-al meu, un păstor din Ardeal, dar are și o figură blândă și de neprihănire. De băi, Iosif te-o recunoscut din mulți. Eu am avut odată o ocazie, era mecanic locomotiv, ajung în București nor cu trenul, am coborât până jos, că după ce merg toată noaptea, vine o femeie de acolo, era negru de lume, înainte circulau trenurile. Vine o femeie la mine și spune: pot să vă spun pacea Domnului? Eu zic: Domnul să vă binecuvinteze. Frate, vreau să vă rog ceva. Spune, măi, soră. Eu sunt din Hunedoara, din județul Hunedoara. Am o mătușă tare bogată în București. Și ne-o chemat în București ca să-mi deie mie apartamentul, să merg cu bărbatul meu acolo. M-am dus acolo, am stat vreo 2 săptămâni. Acum ea a făcut o nomastică, că nu-i pocăită. Și a început să ne cinstească pe toți. O venit la mine să ciocnim un pahar și eu i-am spus: dar eu nu beau. Nu ciocnești un pahar cu mine? Nu, mătușă. Bagajele și acasă. Frate, am ieșit fără niciun leu din apartament că n-am vrut să închin un pahar cu dânsa de ziua onomasticii. Nu știu ce încredințări aveți voi cu onomasticile. O să spun: nu poți să-mi dai câțiva bani, eu îți dau buletinul, îți dau adresa, îți dau telefon, sună și când ajung acasă ți-i trimit. Știți ce m-am bucurat? Că în mulțimea aceea, în sute de oameni, Dumnezeu a trimis-o la mine. Am plâns și am mulțumit: soră, nu întreb, m-am constatat că e adevărat, că sunt destul înșelător. Atunci în București eu semănam a neprihănit. Noi trebuie să fim, frații mei, atenți la imagine. Noi reprezentăm pe Dumnezeu. Eu eram mai tânăr, făceam casă, am turnat ciment, era cald, aveam pe ei pantalon scurt, un maieu pe mine. Nu mi-a ajuns un sac de ciment. Sară în mașină, mă duc după ciment. Mama, vin cu aceea.
Unde duci, măi? Cumpăr un sac de ciment. De drumul și îmbracă. Mamă, dar e cald, scol, băi, tăt. Băi, de drumul și îmbracă. Tu ești popul la pocăiți. Cum te percepi lumea din sat? Noi am avut înaintea mea o frate presbiter, 35 de ani, om pocăit. Era înalt, slab, așa, un proroc, om al Dumnezeu. Și îmi spune, ce părere aveai tu dacă îl vedeai pe fratele Ion închilos pe sat? Băi, nu-i sta bine, dar tu crezi că ți-i stă bine? Că imaginea noastră de pocăit, eu când am fost la Timișoara, am făcut armată, după câteva luni de zile, mi-au dat o învoire în oraș. Mi-era dor de adunare, obișnuit cu adunarea. Și am spus, mă duc, eram îmbrăcat militar. Unde, Doamne, Timișoara mare, eu un străin? Zic, scoate pe cineva o călăuză. Ne-au ieșit două fete pocăite. Eu am mers în urma lor de departe ca să nu creadă că le urmăresc. Și m-au dus pe Romus, la frate Codreanu, în adunare. Știți pe ce am cunoscut că erau pocăite? Arătau ca niște pocăite. Cum arătăm noi în Bruxia? Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și apoi spune acolo, atenție la anturajă. Că ce legătură între neprihănire și păcat? Am întâlnit familii care au falimentat datorită prieteniilor păcătoase. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Prietenii păcătoase. Ce legătură, așa de strâns legătură, la onomastica lui, la sărbătoarea lui, la teta lui, dar el nu-i pocăit. Și eu-s pocăit plin de Duhul Sfânt, îl aștept pe Domnul să vină, să mă mântuiască, dar eu-s prieten nu cu cei din adunare, că ăștia nu-s buni, îs prieten cu cei din lume. Ce legătură între păcat și neprihănire? Între templul lui Hristos și Belial, ce legătură e? Atenție la preocupări. Roman 6:13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, vii din morți cum erați, și mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Doamne ajută-ne! Ce faci cu mâna? Ce faci cu ochiul? Ce faci cu gura? Ce faci cu urechea? Am vrut să vorbesc ceva de neprihănire. Am vrut să mă rog Domnul să binecuvinteze copilașii ăștia. Amin. Binecuvântări pământești și duhovnicesc. Amin. Am vrut copilașii aceștia să crească și în omul din afară, dar și în omul de lăuntru. Și noi toți la fel. Am venit să vă spun că Hristos ne asigură odihna. Amin. Și că în casa noastră se poate trăi ca în împărăția lui Dumnezeu. Neprihănire. Și n-am mai intrat în amănunte cu pacea și mai ales cu bucuria în Duhul Sfânt. Domnul să vă facă să trăiți ca în împărăția lui Dumnezeu. Amin.